pregătită. O întrebare. Câte pălării ai? Nu știu, fără număr. 1, 2, 3, 4. 4 aici cu tine sau 4 în total? Nu, acasă mai am. De unde a început dragostea pentru pălării? Din totdeauna. Nu se poate. Și la comunia civilă am avut pălăria. Și când erai mică? Da. Am poze cu mine cu pălăriuța. Rafael, ți-ți plac pălăriile? Le poartă alții. Când poartă alții? Ce te-a determinat să... Poartă și... Încă o să-mi iau și baston și atunci voi lua și pălărie. Eleganță. Și de fapt, pălăria și bastonul este simbolul pensionarului. Întotdeauna la pensionare, adică cei care se pensionează... Nu! Nu! Dar ai pălărie. Și vorba aia, je chape mon chapeau. Da, am purtat-o eu, îmi cer mii de scuze. Arătam ca Huckleberry Finn cu ea. Ce te-a determinat să alegi această culoare pentru astăzi? Cam nepotrivit, pentru că azi noaptea ploua și am zis că astăzi o să fie mai răcoare și îmi permis să iau și eu ceva, să mă îmbrac și eu în negru, dar n-am făcut o alegere prea bună. Eu cred că te-am inspirat cu negru și acum vrei și tu să te îmbraci în negru cum mă îmbrac eu. Nu te-am văzut pe tine. Îmbrăcat în negru? Te-am văzut când ai terminat de îmbrăcat. Da, eu alesesem deja culoarea. Și ce, inițial mă gândeam să nu-mi iau pantaloni, dar era aiurea. Eram prea mini jupit așa. Hai să mergem să facem o poză pe malul Dunării. Rafael, ce părere ai? La cât te-ai culcat aseară? Spune-mi, te rog, care este nivelul de stres în această caravană? Foarte bun până acum. Încă nu s-a bătut nimeni. Te simți puțin exploatat? De cine? Îți cam place aici. Da! Trebuie să plecăm? Foarte mult. N-aș vrea.